o oază de liniște și de relaxare. Priviți. 89 de ani. Aveți 89 de ani, mulți înainte, sunteți frumoasă! Da. Ne-am apropiat și de fântâna Arteziana. Uite, uitați pe cine am întâlnit la Reghin. Uitați! Vloggerul Florin. Și vloggera Anita. Priviți cât de frumoase sunt clădirile. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă salutăm din orașul Reghin. Este o sâmbătă frumoasă și nu știam unde să ieșim, unde să ne mai plimbăm și ne-am hotărât să venim la Reghin. Am fost de cel puțin de 100 de mii de ori prin această localitate, dar niciodată ca turiști. Mai numește și orașul Viorilor. Orașul Reghin datează din anul 1228, iar de-a lungul secolelor aici au conviețuit sași, români, maghiari, evrei și alte etnii. Este un oraș superb, remarcă prin clădiri cu o arhitectură stil baroc, germanic, neoclasic și eclectic. Aici nu știu dacă am reținut. Eclectic. Eclectic. Eram sigură, nu reușesc să memorez acest cuvânt. Ne plimbăm. Momentan ne aflăm în parcul central. Facem poate o scurtă undeva mici. Ne poftă de mici. Deci facem o scurtă plimbare, după care îl ducem pe domnul din stânga mea la Mititei sau habar n-am ce găsim. Și vă luăm și pe voi la această plimbare care exact, sunt sigură că va fi una foarte scurtă. Frumoasă. Scurtă, dar frumoasă. După cum vă spuneam, ne aflăm în parcul central care se prezintă așa. Foarte frumos. Ce piste au făcut pentru biker. Unde? Aici. A, uite, asta e noutate. Pentru biker sau pentru skater? Nu știu cât de noutate este, v-am mai spus, noi doar am trecut, am tranzitat și nu numai, și datorită, prin prisma meseriei noastre, am fost nevoiți să venim des, Florin continuă să vină des, dar prin parc, vă spunem sincer, nu am avut timp. Deci asta este, zici, pistă pentru bicicliști? Sau pentru skateri. Da. Acolo avem o fântână arteziană. Foarte frumos apartamentul. Poftiți? Foarte frumos aveți ăsta să nu filmați. Vă place aparatul da, meu? Da, foarte frumos, da. Sunt frumosită și dumneavoastră. Mulțumesc! 89 de ani. Aveți 89 de ani, mulți înainte, sunteți frumoasă! Am mai văzut de mult arteziană în funcțiune. Nici nu știu dacă am văzut-o vreodată în funcțiune. Hai să ne apropiem. Nu, n-am văzut. Nu am văzut-o. Dar nici nu ne-a stat gândul să ne uităm. Da, hai să ne apropiem. Uitați ce clădiri frumoase. A, și acolo avem o biserică ortodoxă, frumoasă. De fapt, mai toate clădirile sunt, din Reghin sunt frumoase și întotdeauna... Nu, a fost într-o vreme când arăta destul de paradit Reghinul. Dar întotdeauna a avut... un farmec aparte, da. Un farmec aparte și o atmosferă de burg transilvanean. Da. Nu vreau castană. Nu vreau castană. Uite, vezi ce drăguță e în castană. Păcat că nu este comestibilă. Încercăm? Mai bine nu. Da. Ne-am apropiat și de fântâna arteziană. Priviți cât de frumoasă este. Și întotdeauna am admirat și florile, este
aș putea să spun și orașul florilor, este plin de flori. Zilele trecute, când am trecut cu mașina, venind dinspre Toplița, am admirat rondurile și la sensurile giratorii frumos decorate cu flori. Uitați, și aici în parc. Că cinematograful Patria se află în reabilitare. Hai să ne mai plimbăm. Mai ce îndropița pe ei. Eu sunt rupițată? Mă, cât de... ce soție ruptă am. De cum iese pe stradă cu pantaloni așa rupți. Și cu tricou cu... nu facem reclamă, sau n-avem voie. Mimi! Cât de frumoase sunteți! În față avem consiliul local. Primăria. Primăria. Și Petru Maior încadrat frumos între flori. Apropo, eu am terminat la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș. Frumos omagiu. Acolo l-avem pe Patriciu Barbu. Ai, vai de mine! Ce de flori! Și albinuțe! Vai, ce rău îmi pare, de mâine se răcește vremea cu vreo 15 grade, cât de rău îmi pare. Doamne, cât de frumoase puteți să fiți, cât de frumoase sunteți, priviți și voi, priviți și voi cât de frumos. Spuneți-mi și voi dacă parcul acesta nu este sublim. O oază de liniște și de relaxare. Priviți! Splendid! Splendid! Haideți că l-am pierdut pe Florin. Haideți să-l căutăm. Ah. Salut! Ce cauți aici? Ce mai faci? Nu ne-am mai văzut de mult. Doamne ajută! Doamne ajută! De ce cauți la Reghin? Uite, uitați pe cine am întâlnit la Reghin. Uitați! Vloggerul Florin. Și vloggera Anita. E mic orașul, cât are, nu, numai 25-26.000 de locuitori. E drăguț. Foarte drăguț. Și totdeauna a stat bine. Și prin prisma moștenirii Săsești, totdeauna a stat bine ca și, ca și industrie. Înainte pe vremuri de mult apuse, acum 30 de ani, aici se fabrica vestita bere de Reghin, buceci pentru purlo conosări. Așa. Erau multe întreprinderi de prelucrare a lemnului, întreprinderi de producție de mobilă în afară de prelucrarea lemnului, practic
tot ceea ce venea de pe Valea Gorghiului și pe Valea Mureșului Superior. Lemn, într-o prima fază, aici se prelucra. Așa? Și nici acum nu stau tocmai rău. Dacă cuiva spune ceva, Irum. Irum sunt printre puținii producători autohtoni de tractoare, Mavi Prod. De asemenea, fac producție industrială. Deci, 25-26 mii de locuitori, dar din punct de vedere industrial, încă stau bine prin comparație cu alte orașe, foste orașe monoindustriale care s-au prăbușit și au ajuns ruină. Reghinul e okay. Orașul viorilor. Așa, exact. Tot aici se produc și viori. Puțin în țară, spre deloc, poate am eu vreo lacună, puțin în țară, poate spre deloc să mai fie producător de, să mai fie fabrici producătoare de viori. Deci, stau bine, au baftă pe partea asta cu viorile, pentru că în munții Gorghiului sunt anumite zone unde în porțiuni foarte mici cresc brazi care dau acea rezonanță a viorilor, necesare pentru a fi produse viorile. Pentru că nu din orice tip de brad se pot produce viori. Este un brad cu o compoziție aparte. No. Haideți să vă arăt florile. Eu sunt cu florile astăzi. Deci acesta este Main Street-ul. Și priviți și voi cât de frumos este aranjat, decorat cu flori. Plin de flori. Ai găsit mici? Încă n-am găsit mititei. Nu, nu. Arcade cu flori, arcade cu flori în stânga, arcade cu flori în dreapta. Ce mai mare dragul să te plimbi. Partea cealaltă avem judecătoria. Cum vă spuneam la începutul vlogului, clădirile se mândresc cu un stil deosebit, baroc, secesion. Neoclasic și eclectic. Hai că mi-a ieșit de data asta. Mă, miroase ceva bun. Da, și nu, e evident. Miroase a papa. Hai să trecem. Da, vom trece. Dar ce plăcut miroase a flori. Are și reginul lupa Capitolina, adică e lupaica aceea care i-a hrănit pe Romulus și Remus, care se văd acolo mai jos. Romulus fiind întemeitorul Romei, Romei antice. Artera principală, nu este lungă, nu este mare. Bine, e doar un orășel de 26.000 de locuitori, ce ai vrea. Dar îmi place ceea ce văd, este îngrijit și în plină reabilitare. Uite, vine și un business center, băi, nu ne jucăm cu pacea lumii. Da, magazin chinezesc, am văzut și ceva turcesc. Păi, vezi? Vom căuta un restaurant. Am parte de un mic Warren Reghin. Dacă nu, mergem acasă, în Târgu Mureș și mergem în Piața de Ruș, unde avem niște mititei foarte gustoși și foarte scumpi. 7 lei un mititel. Bucata. Ținând cont, eu fac o comparație cu prețurile din București, deci așa să mă înțelegeți. Deci dacă la Cluj așa e 8 lei, deci dacă la Cluj mititel e 8 lei, la Târgu Mureș 7 lei, la București prețurile sunt mult mai bune. Deci va trebui să facem turul mititeilor la București. Și am înțeles că au și restaurant la plăcinte ca și în Chișinău, deci avem 1000 de motive pentru a vizita București. Da. Unui om fericit a găsit mititei. Priviți și voi ce restaurant drăguț, frumos. Vă dați seama, n-am fost niciodată aici. Și Florin, în loc să comande ceva bun, el vrea mititei. Cum ceva bun, e cel mai bun. Eu nu sunt de acord cu asta.
cei mai buni mititei sunt Pleșcăvița. Am acolo un gin tonic. Un gin tonic mi-am comandat. Cita mai alba de gin tonic. Păi e o crenguță de brad alb. Aia este. Și? Vezi alții amărâți. Bere fără alcool. Foarte bun. Și au venit mititei. Sunt cam micuți. 6 lei bucata. Și eu am hotmaș jirușcanier, adică bruschete cu untură. Adică pită cu soare și ceapă. Pită cu soare și ceapă. Așa. Vită trasă în tigaie. Foarte gustoasă și asta. Și acela este guiașul de vită. Da.